Ia uitați, fraților, ce-am găsit aici, în Anabela. Noutăți. Uite. Dar n-avem voie. Și pe acolo sunt. N-avem voie că mâine avem cântarul. Mamă, cum arată. Bă, doar au schimbat etichetele sau? Au schimbat etichetele ca mine ăștia? Mamă. Dark milk. Nebunii, hai că mă doare stomacul deja. Bun, hai că la mine în casă e vraiște și vreau să vă arăt ce cumpărături am făcut. O să le desfac aici pe canapea. Am venit de la țară, am făcut etichetele, pozele, adică cu noile etichete. Și am trecut prin market. Mi-am cumpărat așa, pilaf cu ciuperci. Nu știu cât are asta. Să vedem, 270 de grame. Am luat de la țară un borcan de nucă cu miere, că nu mai aveam. Știți că l-am terminat ieri. Pulpe de pui la rotisor. Două pulpe. În total 300 de grame. Bine, fără os mai puțin de 300 de grame. Astea le voi mânca astăzi până mâine. Până mâine când o să facem clipul. Mâine este duminică. Facem clipul cu cântarul. Aici am luat niște șuncă presată, afumată, foarte puțină, 100 de grame. Vă arăt imediat cu ce o mănânc. O să-mi fac așa cu ou. Am luat ouă din astea mari. O să-mi fac cu ou, cu brânzică, mai avem brânză, mai am brânză, și cu roșii. Unde sunt roșii? Uite-le. Am luat și 3 roșii. Mai am o roșie în frigider și castraveți. Și după aia fructe. Avem aici 4 nectarine. Și aici avem mai multe, da, sunt mici, caise. Caise și am luat și acest suc fără calorii. Mirinda cu gust de gref. Și cam atât. Astea sunt toate cumpărăturile. Cam atât voi mânca eu până mâine, iar mâine ne cântărim și vedem rezultatul. Salut! Sunt Otu de la Miere TV și astăzi este duminică, este sfârșitul celei de-a 22-a săptămâni din programul meu de a slăbi peste 50 de kilograme. Înainte să mergem la cântar, să mă pun pe cântar, să vedem câte kilograme am și eu sunt foarte, foarte curios să vedem dacă mi-am menținut cele 118-119 kilograme care am avut pe la începutul săptămânii, pe la mijlocul săptămânii acestea. Dar până atunci vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult. M-am uitat pe YouTube, am văzut că ne-am adunat 300 de oameni aici pe canal, pe canalul Miere TV, și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru acest lucru. Vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat și care îmi lăsați comentarii și mesaje și like-uri la clipuri și mă susțineți. Vă mulțumesc foarte mult. Numai cu voi am putut să reușesc să ajung până aici și vreau să ne mulțim, să fim și mai mulți pe viitor, pentru că treaba este din ce în ce mai grea cu slăbitul. Deja am slăbit foarte mult. Haideți să mergem pe cântar să vedem exact cât am slăbit, să vă pot spune. Mamă, super tare! Ați văzut și voi, prieteni, nu vine să cred. 118,3 kg. Este extraordinar. Uitați, am scris și aici pe perete. Stați așa să punem. Că ne-am dus sus de tot, de aproape de tavan. Ia uitați. 118,3 și am plecat de la 146 pe 7 ianuarie 2019. Deci am slăbit 2,3 kg săptămâna aceasta și în total de când m-am apucat de pe 7 ianuarie sunt 28 de kg slăbite. Este fantastic, este extraordinar. Nu cred că ajungeam până aici fără ajutorul vostru, vă spun sincer și vă mulțumesc din nou foarte, foarte mult. Este o greutate extraordinar de mare slăbită.
într-un timp rezonabil, zic eu. Sunt foarte fericit, s-au adunat deja două lucruri foarte, foarte bune pentru mine astăzi. Unul cu cei 300 de abonați, am ajuns și noi la o cifră rotundă, ca să zic așa. Și al doilea, care este obiectivul pentru care am început acest proiect, este faptul că am slăbit extraordinar de bine, 2 kg 300 săptămâna aceasta. Haideți să vă spun repede ce am mâncat, pentru că sunt convins că mulți dintre voi deja vă întrebați. Am aici pe calculator, mă voi uita, dar când editez pun așa frumos pozele cu ce am mâncat. Deci, cum v-am spus și în clipurile trecute, o masă conține neapărat ouă, brânză, roșii, pâine prăjită, două feliuțe și castraveți sau chefir, deci orice altceva aveți, și șuncă, din aceea mușchi file. Bun, văd aici că am fost la țară, am mâncat, de fapt nu, mi-a dat maică-mea la pachet niște dragavei din ăsta sau spanac cu carne de pui, nu mai știu exact ce a fost, a fost pe la începutul săptămânii, și ciorbă de, tot așa de pui, mi-a dat maică-mea să am la mine. Văd aici că am mai mâncat, am mai fost prin oraș, am mâncat piept de pui cu salată de varză. Mi-amintesc că acum am fost acum câteva zile, am făcut și un live atunci. Iar brânză din asta de vaci am mai consumat, proaspătă, este brânza aceea măruntă. Cumpărăturile mele fac de la Lidl, în mod obișnuit. Săptămâna aceasta am avut destul de multă mâncare gătită, pentru că mi-a mai dat și maică-mea, a făcut maică-mea și mi-a dat. Ce să zic, a fost o săptămână destul de curată, adică foarte curată, vă dați seama, din moment ce am reușit să dau 2,3 kg jos. O săptămână grea, o săptămână în care m-am și deshidratat foarte tare, am fost la sală în fiecare zi, am tras, am avut probleme, mă doare un pic aici bicepsul, pe partea asta de interior, aici jos, la încheietură, mă doare destul de tare, brațul se prezintă cam așa. Începe să prindă formă, dar cred că nu o să mai lucrez. Brațele, sau mă rog, bicepsul. Cu bicepsul am probleme, cu tricepsul nu. Facem un dublu biceps. Așa. Deci am tras foarte bine, însă am avut și probleme cu anumite accidentări. Mă doare aici un pic, am făcut o întindere la biceps. Nu am tras greutăți foarte mari, dar pur și simplu am o sensibilitate de câțiva ani de când m-am accidentat. Am o sensibilitate, la fel am și la genunchiul stâng. Săptămâna aceasta am putut să fac foarte multe fandări. Am postat pe Instastory și poze cu mine de la sală din timp real. Dacă vreți să vedeți mai multe poze sau să mă urmăriți, să vedeți toate mesele și așa, intrați pe Instagram MireTVO și pe Facebook, la fel avem MireTVO. Urmăriți-mă și acolo, pentru că mai postez filmulețe sau poze, mai ales la Insta, la story-uri, pardon, mai ales la story-uri, și vedeți exact ceea ce fac, ceea ce mănânc în fiecare zi. Deci vă rog frumos, dați un follow și acolo. Nu am mâncat cine știe ce, nu am mâncat extraordinar, sunt mâncăruri banale, mâncăruri simple. Știți că mie îmi place să țin cât mai simplu lucrurile, pentru că locuiesc și singur și mi-este destul de greu să gătesc și să fac toate lucrurile prin casă, să mai mă și antrenez și așa mai departe. Da, deci oricine poate să reușească, credeți-mă, totul este natural, fără nici măcar cu d-astea, cu proteine. Nu, deci nici măcar nu m-am folosit de proteine în toată perioada aceasta. Totul natural, am folosit foarte multe produse apicole. Mi-am luat iarăși un borcan de nucă pentru acasă să mănânc. Am mâncat api complet, poale în băstură, cu miere, adică... Deci ceva, nu știu, ceva natural. Îmi suplimentez corpul cu vitamine doar cu lucruri naturale. Dacă aveți nevoie și vreți și voi să slăbiți, scrieți-mi acolo, lăsați-mi un comentariu. Ne vom încuraja reciproc și vă garantez că oricine poate să reușească. Nu este nimic spectaculos sau ceva, cum să zic eu, științific, ceva nou. N-am descoperit eu America, este foarte, foarte simplu. Trebuie doar să fii motivat foarte tare mental, pentru că
atât timp cât îți dorești un lucru, nimeni și nimic nu te poate opri să-ți realizezi obiectivul sau visul, de ce nu. Cu acestea fiind spuse, eu sunt Otto, nu uitați să slăbiți, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Până data viitoare, ciao! Are limite, zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja.